Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog OLT continuă și anul acesta să organizeze concursuri în rândul elevilor din unitățile de învățământ oltene. În aceste zile a fost lansată ediția 15-a concursului național Mesajul meu antidrog. Este un proiect de tradiție al Agenției Naționale Antidrog. S-a bucurat de mult, tot timpul, de foarte mult succes. Anul trecut, spre exemplu, s-au înscris 163 de elevi. Eseu literar, film de scurt metraj, spot și lucrări de arte vizuale sunt secțiunile la care elevii se pot înscrie pentru a transmite un mesaj antidrog. Tema concursului din acest an este Pot altfel, iar secțiunile concursului, care au caracter cultural, artistic, sportiv, încurajează dezvoltarea de abilități personale prin intermediul cărora să se promoveze mesaje antidrog. Înscrierile au început astăzi. În perioada 20-27 aprilie 2018 va avea loc evaluarea lucrărilor înscrise în concurs. Printre partenerii concursului se află și Primăria Municipiului Slatina, care va oferi câștigătorilor premii și diplome. Vă pot asigura că Primăria va continua să vă sprijine eforturile de conștientizare a populației de la școală, din învățământ, asupra pericolului reprezentat de consumul de droguri, dar și băuturi alcoolice. Prin urmare, vă urez succes în continuare. Ediția din acest an are ca obiectiv general creșterea nivelului de informare, educare și conștientizarea școlarilor în privința pericolului pe care îl reprezintă drogurile. În perioada 10-15 mai 2018 va avea loc transmiterea lucrărilor câștigătoare ale locurilor întâi la fiecare secțiune a concursului județean, care se vor califica în faza națională organizată de către Agenția Națională Antidrog între 15 mai și 5 iunie 2018.